cu ocazia acestei melodii, dragii mei colegi, încep să mă duc pe altă pistă și sper eu că voi avea succes. De precizat că toate interpretările sunt pe voce din asta răgușită, foarte mișto, îmi place, sunt super curioasă. Ana. N-am văzut pe nimeni cu trei ochi să cânte atât de fain. Adică dintre cei cu trei ochi cântă cel mai bine. Asta vrut să spună ea. Îți dai seama ce compliment, cum se simte săracul Mostu. Deci nu știu ce să spun. Da, Mostu are talentul ăsta să te zăpăcească. Aș vrea să-i pun o întrebare. Dragă monstrule, celelalte tatuaje ale tale, am înțeles cu alea două ce vrei să zici, dar alealte ce reprezintă? Zic. Cu multe cuvinte să-mi zici, te rog, că eu înțeleg mai greu. Bufnițele nu sunt ce par a fi. Ăsta e din Twin Peaks. Adică bufnițele nu sunt ce par a fi. E o replică din Twin Peaks. Oh my God. Jorge? Da. Eu sunt în ceață totală, nu știu nimic. E un detectiv, trebuie să știe lucrul ăsta. Știu care e filmul Twin Peaks, dar tu înțelegi ceva din ce a zis? Da, sigur că înțeleg ceva, pentru că, doamnelor și domnilor, acest monstru este un tip pe care îl știm, are tatuaje, nu este prea tânăr, iar vârsta lui se duce undeva, concluzie pe care am tras-o din vocea lui, undeva peste 50 de ani de zile. Așa zici tu? Atât da. De mult? Nu cred. Nu. Lasă-mă să spun în continuare. Eu l-am recunoscut după timbru cu care a cântat, pe care a încercat puțin să și-l ascundă. Nu este cântăreț, este Serghei Mizil. Aha! În primul rând, exact genunchii flexați de care zicea Ina, e un tip care a făcut și sport, dar în același timp, eu cred că, da, zicea că e și puțin vârsta și jovial. Iar el iubește femeile, greșesc, Serghei. Și a zis că a făcut basket, corect. A făcut așa și este bine făcut, nu e un om scund. Mai departe se continuă colegii mei detectivii. Te rog, pot? Ina, pot să, da, pot să continui, da. Eu? Am spus data trecută că cred că ești un personaj, într-adevăr, un pic controversat, cu o imagine diferită de realitate și de ce e în interior. Am spus data trecută un bad boy care mie mi-este prieten, l-am amintit pe Adi Mutu și am spus și de ce. De data asta, datorită detaliului pe care l-ai dat cu tatuajele, nu că Adi Mutu n-ar avea tatuaje, dar... Lua Dimutul nu i-au dăunat tatuajele. Când ești fotbalist, e ok să ai tatuaje, nu e problemă. Dar dacă ești actor, mă duc cu gândul la Emilian Oprea. Eu am jucat cu el în Minte-mă frumos în Centrul Vechi și știu un lucru de la el și de la Tudor Giurgiu. Când a jucat ca în DC Eu și a jucat rolul procurorului, personaj principal, au adus o echipă specială de make-up artiști din Bulgaria ca să-i ascundă toate tatuajele. Emilian Oprea are cel puțin o mână, că mi-o amintesc eu acum că am stat la un șpriț cu el, cel puțin o mână întreagă tatuată. Deci iată, i-au creat niște probleme, dar îl văd în zona de actorie, îl văd Emilian Oprea. Mulțumim, Codin. Ina. Tot actor cred și eu că este, pentru că atunci când răspunde la întrebări, face așa, își intră cu adevărat în personaj. Eu rămân ca la prima emisiune. Florin Piersic Junior. Florin Piersic Junior. Să vă dau un amănunt despre Florin. Îi cunosc că câteva din tatuaje nu are niciunul care... Adică acum nu mi-amintesc eu niciunul care să mă ducă cu gândul la vreo melodie. De asta eu știu tatuajele lui Florin. I'm just saying. Monstrulețul ăsta mă termină psihic. Pentru că m-am gândit și m-am măcinat. Și în calitate de această Rodica Ojoc Brașoveanu mai decoltată și mai tâmpă, aș trage următoarele concluzii. Monstrulețul nostru este perceput ca arogant. Ok. Așa te credeam și pe tine la început, Maticiuc, să știi. Vezi, da, monstru, da, 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 sunt, da, eu, ți-am mai spus. Și ca toate spiritele sensibile, câteodată confundăm timiditatea cu aroganța. Domnul Vladimir Drăghia este poet. Atenție! Domnul Vladimir Drăghia are plin de tatuaje și el pe mâini și pe spate. Are corpul ca un canvas. Pare genul de... domn care ar fi făcut tâmplărie.
Nu pot să cred. Așa că... Și Vladimir Drăghia e actor. Deci nu mi-ai spus de nici teoria mea. Nu, e actor, actor, actor. Nu mi-ai spus de teoria mea. Pluscă. Nu, măi, Vladimir Drăghia, nu mai am ce să argumentez. Hai să vedem... un ultim nume pe care îl spune Horia Brenciu. Înainte de a da ultimul nume, vreau să vă spun că noi ar trebui să facem lista tuturor celor care s-au tatuat în exces pe corpul lor. Iar cred că niciunul nu-i mai bine pus la punct pe tema asta decât tu, Codin, și bineînțeles, Ana, tu. Eu cu Ina n-avem niciun tatuaj. Am și eu foarte multe tatuaje, deci dacă eram eu acolo, n-ar fi știut niciodată Horia despre mine, dar bine că aflat. Hai să... Așadar, varianta mea este... Este Serghei... Serghei Mizil. Tina. Florin Piersic Junior. Florin Piersic Junior. Codin. Jorge, ți-am spus cine cred că este, dar la final rămân cu eu sunt monstru și monstru sunt eu și vreau să luăm pe monstru până la final. Nu știu, nu vreau să știu. Emilian Oprea. Perfect. Ana. Vladimir Drăghia. Vladimir Drăghia. Mulțumim foarte mult detectivilor noștri. Mulțumesc. Cazul monstrului se închide pentru moment. Aplauze pentru monstru! Monstrule, ce tânăr ești! Uite, uite, ăsta, uite, uite pasul, uite pasul, uite pasul, uite! Dar stai o secundă, tu crezi, că, tu crezi că pasul ăsta lui este... Ăsta e... Eu cred că îl face acum. Nu îl face! Tu crezi că el așa merge pe stradă? A mers în permanență peste tot așa. Tu crezi că el așa merge așa pe stradă? Nu. Nu merge așa pe stradă, el îl face acum. El este un personaj tot timpul. Nu, el este actor. Nu. El nu este... Nu e actor. Detectivii cred că sunt șanse mari ca una dintre aceste vedete să se afle sub masca monstrului. Tu cine crezi că este?